Oamenii care iubesc să fotografieze și să filmeze se împart în mai multe categorii. Există cei care le place să-și întindă buzele în fața camerei de la telefon, apoi există cei care filmează în detaliu de pe DSLR-uri și apoi există ăștia. Anume pentru cei care le place să sară, să-și rupă mâinile, picioarele, să intre în garduri cu mașinile și să filmeze toată asta. Anume pentru ei au fost făcute acest tip de camere. Astăzi avem două modele din categorii diferite, dar care au cu ce impresiona. Action cameras, așa se numesc aceste cubulețe mici. Spre deosebire de oricare alte camere, acestea sunt destinate pentru a fi atașate de căști, mașini, motociclete sau de cap. Pentru că, indiferent că filmezi o pisică sau că sari pe pereți, videoul se arată extrem de cool. Desigur, regele, numele căruia îl știu chiar și cei care fac poze în oglindă, este GoPro. În review-ul de azi avem un GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Nu este cel mai nou, dar este un model după care se aliniază oricare concurent. Față de modelele precedente, vine într-o formă mult mai compactă, acoperită de un case protector, cu ajutorul căruia poți face selfie chiar și cu balenele, dacă ai ocazie să te plimbi la 40 de metri sub apă. Fără prea multă vorbă, să vedem ce poate acesta. Astăzi la teste ne ajută Vasile, el e parcurist. De altfel vreau eu să fac testele, eu tot parcurist de vreo 25 de ani. Ой-ой, весна, не интрат о стекло ничор. Да, помимо дуаре с деджи, то уж осула с пивася сарать, чипот, ел чипот камера. Camera are mai multe moduri de filmare. În exemplul dat avem o rezoluție 2,7K. Asta este mai mult decât ar putea arăta un monitor obișnuit, însă diferența față de un video simplu nu prea este, doar cadrul devine mai instabil. Cel mai bine ies clipurile în Full HD cu 60 de cadre pe secundă. În acest mod și videoul cântărește mai puțin și imaginea este cu mult mai dinamică. Desigur, există posibilitatea de a filma și în slow motion cu 120 de cadre pe secundă, dar deja în rezoluție 720p. În orice caz, indiferent în care mod nu ați filma, GoPro arată de ce își merită prețul. Prin balanța de culori pe care o redă și adaptarea rapidă la diferite condiții de lumină. Nu mai vorbim de unghiurile de cuprindere. La modelul dat avem un regim ultra-wide, respectiv cadrul este extrem de larg. Este foarte important că sunetul se aude extrem de bine, mai ales dacă camera nu este în acest case ermetizat. Stai, Vasile! Așa! Pe lângă asta, camera nu lucrează deloc rău pe poze de aparat foto. Toate aceste funcții pot fi controlate cu ajutorul unei telecomenzi care vine în cutie sau și mai comod cu ajutorul aplicației. Aceasta te scapă de foarte multe bătăi de cap pentru că GoPro are un singur ecran și acesta este extrem de mic și 3 butoane cu care trebuie să îndeplinești toate funcțiile. Ei bine, cu ajutorul aplicației setezi absolut tot de ce ai nevoie, plus că vezi live ce se întâmplă și privești rezultatele. Pentru a prinde toate momentele de neuitat, va trebui să vă încadrați în 2 ore. Cam atât poate filma acest model în format Full HD cu 60 de cadre pe secundă. Îndeajuns încât să filmezi un documentar, cred eu. Dacă aveți nevoie de o rezoluție mai mare, impactul asupra bateriei este la fel mai mare. Desigur, GoPro este etalonul, desigur că la această cameră există o mulțime de accesorii, dar toate astea costă bani, mulți bani. Mai ales dacă nu ești un utilizator care ar folosi această cameră zi de zi. Ei bine, pentru începători există o alternativă, Acme VR 2. Seamănă destul de tare cu GoPro, dar asta e numai ceea ce ține de formă. După dimensiuni e un pic mai groasă și, surprinzător sau nu, aceasta are un mic ecran în spate. Desigur, calitatea nu este de cel mai înalt nivel, dar este peste așteptările mele. Aceasta filmează maxim în Full HD, dar cu o manieră foarte impunătoare. Culorile sunt vii, unghiurile de vizualizare îndeajuns de mari, iar la lumina zilei se descurcă binișor. La fel ca și la GoPro, există posibilitatea de a filma cu 60 de cadre pe secundă, doar că rezoluția este cam mică, doar HD.
Și aici avem conectare directă cu smartphone-ul, apropo nu știu din ce motiv, dar se conectează mai rapid decât GoPro-ul și fără frânări de imagine. O mare surpriză este setul de accesorii. Împreună cu camera, în cutie găsim încă 10 accesorii. Asta permite să unești camera la casca de protecție, la mânerul bicicletei, de suprafețe nete, de parbrizuri și așa mai departe. Dacă am luat așa un set pentru un GoPro, am avea nevoie de încă vreo $100. Deși de la început am spus că avem două camere, pe parcurs a mai apărut un concurent care nu avea cum să treacă neobservat. Xiaomi Yi, un model foarte interesant care nu jertfește din calitate în beneficiul accesoriilor. Acesta se află între cele două modele mai sus menționate. Avem aceeași formă, fără ecran și un singur accesoriu, acest stick. În schimb, calitatea este neașteptat de bună pentru o cameră de $100. Avem posibilitatea de a filma cu 60 de cadre pe secundă în Full HD, exact ca la GoPro. Culorile sunt redate natural, iar trecerea de la spații cu diferite contraste de lumină nu este nicio problemă. Imaginea nu se întunecă și nici nu se arde. Modelul dat este cel mai apropiat de GoPro. Poate că nu filmează în 2 sau 4K, dar calitatea este foarte aproape. O problemă la oricare tip de cameră este filmarea în întuneric. Surprinzător sau nu, dar Xiaomi s-a descurcat destul de bine pentru un mediu cu aproape zero lumină. Și pot spune că nu o face mai rău ca un GoPro. Desigur, compararea acestor trei camere nu prea are sens. GoPro-ul, așa cum spune și denumire, este într-adevăr un profesionist în acest domeniu și își face treaba bine în orice condiție. Este mai compact și bateria ține un pic mai mult decât la cele două, cam cu vreo 30 de minute mai mult. Pe de altă parte, există motive suficiente pentru a cumpăra un Xiaomi sau un Acme, mai ales dacă sunteți începători și nu veți folosi o astfel de cameră zi de zi. Ambele sunt aproape de 4 ori mai ieftine ca un GoPro. Trebuie doar să alegeți o cameră care se apropie tare de calitatea GoPro-ului și are un singur accesoriu sau o cameră care filmează cam slab, dar are multe accesorii pentru care nu trebuie să plătești. Acesta a fost un episod introductiv în lumea camerelor de acest tip. Desigur, există modele care filmează 4K fără probleme, ca spre exemplu GoPro Hero 4. Dacă vor fi cereri, vom face neapărat un review și ei. Până atunci nu uitați să dați share, like și subscribe, iar în comentarii să ne scrieți părerea și dorințele voastre despre noile episoade. Cam atât pentru azi, cu voi a fost Vico, toate bune!